manifestații antiguvernamentală și antiprezidențială și la Pașcani. În după-amiaza zilei de marți, în jurul orei 16, un grup de 10-15 tineri cu vârste în jur de 16 ani au început să scandeze lozinci antiguvernamentale și antiprezidențiale. În scurt timp au ajuns în piață un grup de circa 20 de pașcăneni, în majoritate pensionari. Postul TV Bit Pașcani și-a întrerupt emisia obișnuită și transmite în direct din piața din fața Casei de Cultură. Poliția Pașcani a fost luată prin surprindere de eveniment. La o oră de la începerea manifestației, adjunctul comandantului poliției Pașcani Tiberiu Dogaru a aflat de la ziariștii TV Bit despre eveniment. Primarul, viceprimarul și administratorul public nu răspund la telefoanele insistente ale redacției TV Bit. În acest moment. Păi am venit să luptăm, pentru că ne-am săturat de toate problemele și tot ce se întâmplă ziua de azi, pentru că să luptăm, dar nu fizic, ci cu spiritul, adică să ne revoltăm asupra lor, pentru că ne manipulează și încearcă să ne tortureze, să ne facă să gândim altfel. Și ne-am săturat să luptăm spiritual, atâta tot. Să putem... Cât sunteți? De unde sunteți? Păi suntem în Pașcani și suntem toți copii, tineri. Și vrem să facem o altă lume mai bună. Ok. Ce anume vă ne mulțumește la politica guvernului? Păi avem salarii mici, adică tata, mama, care... Așa au furat flota țării, nu mai putem să-l suportăm. Asta-i. Nu îl mai putem suporta pe Băsescu. Pușca trebuie. A ajuns cu timp la os. O furat tot, domnule. Da. Furat fără milă, domnule, s-au bătut joc de tineret, de pensionari, de profesori, de toate, toate pătului de lună. S-au bătut joc de țara asta. Un hoț de 90 la conducerea țării, ministrul transporturilor, convenția democratică, 4 ani de zile, permisele acum, ne dă 3 drumuri ca la țăraș, am muncit pentru ele, am stat în mizerie, o distrus toate întreprinderile, o rămas fără servici, copiii ăștia, tineretul ăsta tot absolut, ne-au dat afară pe escroc ca pe niște câini din 90, când au reduși. Acum se ia de tineret, se ia de profesor, se ia de tot. Nu mai are nevoie de nimic, domne. Eu și god de ordinar, domne. Trebuie dat afară, măcarul ăsta, domne. Termina cu el. S-o sătura lumea de el. S-o sătura lumea de el. Eu mințit pe care eu mințit. Foarte bine, îl merităm soarta că ești un popor care nu ai bază în el. Ne-au făcut puturoși, ne-au făcut în toate felul. După aceea au distrus toate întreprinderi. Uzină, traductoare, sculea șchierătoare, fabrica de zahăr, fabrica de lapte. O distrus în țara asta și în orașul ăsta. Tot, domne, un joan de stradă, când la pensionari și în restul încolo nu mai muncesc. Nu au unde. S-ar duce și omul să muncească, nu are unde să muncească. A distrus tot. O distrus tot, domnule, tot afarmatul. Nu poți să mă aduci într-o întreprindere acum și un act, că nu mai găsești nimic, tot afarmat, tot s-au ascuns, nu mai găsești grupii, nu mai găsești sport de noapte, le-au făcut pensiile după salarul. După salarul minim pe economie și toate sporurile nu le-au pus nimic absurd. O dat Băsescu, o scoda grupul la oameni în râs, o dat grupul numai cât a vrut el și la cine a vrut el și cu ajutare. Rămâne oameni ca să întâi el după aceea la legim. Dacă tineretul nu va pune piciorul în prag să lupte ca să dăm asemenea om afară, asemenea guvern, să știți că e jale mare. Pentru mine de acum înainte la 60 ani, nu mai are aproape niciun important. Dar mai duce la vot, pentru că este o datorie. Am fost în Italia, am văzut acum, aseară am venit de acolo, am stat o lună de zile, alal, s-o schimba și lumea, curățănii, n-aruncă țigări, n-aruncă șervețele, nu mănâncă semințe, trebuie să ne schimbăm noi ca oameni și după aceea va fi treaba bună. Dar să avem o conducere competentă. Ministra Italiei, femeia care a ieșit în față, când a ieșit acolo, o plâns, domnule, când a dat că se va reduce pensiile și salariile oamenilor. Aici Băsescu a venit și a râs.
Accesul presei în primăria Pașcani a devenit subiect de dezbatere în legislativul local, nu din cauza repetatelor abuzuri îndreptate împotriva ziariștilor critici la adresa primarului Grigore Crăciunescu, ci pentru ca politicienii să iasă cu fața curată față de alegători. Tonul a fost dat chiar de fostul primar Neculai Rățoi în ședința Consiliului Local, care a avut loc luni de la ora 10. El a spus că PSD Pașcan se delimitează de acțiunile primarului Crăciunescu și că USL nu iese de acord ca ziariștii să fie scoși cu polițiștii afară din primărie, așa cum s-a întâmplat joia trecută, atunci când politicienii s-au întâlnit să discute despre majorarea prețurilor la apă și căldură. Am două probleme aici de ridicat în ședința Consiliului Local. Prima problemă este ceea ce s-a întâmplat acum vreo câteva zile, când presa a fost dată cu poliția afară și m-au sunat oamenii și mi-a spus: domnule, USL-ul așa face? Eu vreau să spun că ce s-a întâmplat, noi nu suntem de acord. Dezbaterile au continuat cu intervenția senatorului PSD Florin Constantinescu. El a subliniat faptul că libertatea presei nu trebuie să fie îngrădită, dar că ar fi necesar un regulament care să reglementeze relația cu presa. Totodată, el s-a arătat deranjat că unii ziariști nu i-ar fi prezentat în tocmai punctul de vedere pe această temă, sugerând că TV Beat i-ar cenzura declarația. În replică, redactorul șef al televiziunii Cătălin Cojocaru a explicat că declarația politicianului pășcănean nu a fost cenzurată și că discuția din sala de ședință înregistrată de operator a fost redată în întregime, iar la buletinul de știri au apărut doar câteva secvențe din această înregistrare. Mai mult, ziaristul a explicat că un regulament pentru accesul în primărie ar fi inutil, de vreme ce acest drept este garantat de lege pentru mijloacele de informare în masă. Le-a dat exemplu și alte instituții publice din țară, unde orice cetățean are acces pe bază de buletin, fără ca poliția să-l păzească. Accesul presei în primărie, după părerea mea, ar trebui reglementat prin regulamentul de ordine interioară a primăriei. Responsabilitatea pentru accesul sau în accesul presei în primărie o are primarul municipiului care conduce această instituție. Și dacă ar fi să mă întrebați de evenimentul care a fost cu din sala 18 la ședința respectivă, a fost întrebat domnul Crăciunescu de accesul presei și a spus că el, dumneavoastră, nu e de acord cu accesul presei la acea ședință. Am fost și eu întrebat, dar se pare că nu s-a redat. A fost tăiat puțin din film. Și eu am spus că sunt de acord cu accesul presiei la acea ședință. Deci eu n-am avut nimic împotrivă ca presa să fie prezentă la acea ședință. A filmat TV Beat-ul, a dat integral. Nu s-a tăiat absolut nimic. Adevărat, în știrile care au fost date la 7 sau când au fost date, da, pentru că este vorba de știri și nu de altceva, s-a dat doar o parte din conținutul respectiv. Deci, cu siguranță, nu ați fost cenzurat dacă asta ați vrut să strângeți. Da, asta am zis. Bun. În legătură cu faptul că ar fi un necesar un regulament aici, la Primăria Pașcani, pentru accesul prestei în instituția publică. Accesul mijloacelor de informare în masă este garantat prin lege. Mi se pare inutil să veniți cu un regulament în care să nuanțați ce anume să facă presa, până unde să aibă acces, dacă are voie pe hol sau un birou. De altfel, fiecare dintre dumneavoastră sunt convinți că ați avut ocazia să ajungeți la prefectură, în alte primării, la sediile ministerilor sau în altă parte. Dincolo de faptul obligatoriu și corect de a fi legitimat la intrare în instituție și a lăsa un act de identitate acolo, nimeni nu este întrebat sau însoțit de poliție, așa cum s-a întâmplat în cazul meu, pe holurile instituției respective. În decembrie am fost la Ministerul Telecomunicațiilor, am avut o asemenea experiență, am fost legitimat la intrarea în instituție, am lăsat buletinul, am stat 4 ore și ceva în instituție și niciun polițist n-a umblat după mine. În același context, primarul pășcănean a încercat să minimalizeze și chiar să deformeze incidentul de joi, atunci când portarul Ionuț Lăbuș l-a agresat pe jurnalistul de la TV Beat.
El a spus că acuzațiile conform căror ar fi interzis accesul presei în primărie sunt neadevărate. Totodată, el a arătat că ziariștii de la TV Bit beneficiază de un tratament diferit față de alți ziariști, dând exemplu audiențele atunci când aceștia nu au voie să filmeze în incinta instituției, pe motiv că oamenii ar avea nevoie de intimitate. În replică, șeful de la TV Bit i-a îndemnat pe aleșii locali să nu calce în picioare democrația, ci a tras atenția edilului că primăria nu este proprietate privată a primarului, ci este instituția cetățenilor și a cerut mai multă transparență în activitatea administrativă. Nu a avut presa interzis accesul în primărie la ședințele de interes public. Începând de astăzi, voi da o dispoziție de primar să vă numi un om care va putea să țină legătura cu presa, o să facă o conferință de presă mâine, voi vine și să vă pun în care situație. Și am mai interzis presei, o parte din presa din Pașcani, să ia interviuri pe hol înainte de a intra la audiențe. Nu toată lumea vrea să vină la televiziune să fie văzut cum îi necăjă și cere un ajutor de la primar. Asta e punctul meu de vedere. Domnul Irimian a spus că el i-ați interzis să discute cu noi și că nu are asemenea obligații. Prin urmare, domnule primar, în instituție, conform legii, avem dreptul să intrăm nu când vreți dumneavoastră, ci oricând. Nu am intrat în biroul dumneavoastră fără acordul dumneavoastră niciodată. Însă pe holurile instituției vom intra oricând. Nu când spuneți dumneavoastră. Primăria este a comunității și nu doar a dumneavoastră. Enervat de intervenția ziaristului, primarul Crăciunescu și-a dat arama pe față, recunoscând în mod public că acțiunile sale sunt îndreptate împotriva ziariștilor care îndrăznesc să-l critique. El a spus că are o problemă personală cu jurnalistul Cătălin Cojocaru și că acesta nu are acces în primărie pe motiv că a îndrăznit să scrie despre aventurile sale personale și pentru că există deja pe rol un proces de calomnie. Mai mult, edilul pășcănean a spus că ar fi dispus să răspundă la întrebările TV Bit dacă va fi intervievat de alt reporter, deși nici înainte de proces și nici când întrebările i-au fost adresate de alt jurnalist, acesta a dat dovadă de aceeași lipsă de transparență. Totodată, el a precizat că în următoarele zile primăria Pașcani va avea în sfârșit un purtător de cuvânt, cel mai probabil administratorul public Dorin Nechifor, conform unor surse neoficiale. Noi doi ești un conflict de interese în care dumneavoastră va trebui să răspundeți în fața instanței pentru niște afirmații foarte grave. Ați călcat în picioare demnitatea mea de părinte și de tată și pentru asta aveți să răspundeți. Instanța va decide. Păi, dar eu știu, dragul meu, ce am făcut în viață, nu tu. Și atunci, dacă n-am lăsat să văd nimic, dacă nu lăsați-mă să termin și până spre dumneavoastră, dacă n-ați spus nimic, cât securist, cât comunist, cât hot, nu, bă, asta e politica. Dar în momentul în care ați intrat în intimitatea familiei mele și mi-ați jignit soția și copiii, veți să răspunde în fața legii. Asta ne face pe noi să fim într-o dispută nu și într-un conflict de interese. Trimiteți-l electron bit pe cine vreți dumneavoastră. În afară de dumneavoastră, la mine îi dau interviu oricând. Nu dumneavoastră personal. Da. Vorba multă, sărăcia omului. Așa zice o vorbă populară care se potrivește perfect pentru ceea ce se petrece de ceva timp în legislativul local. Deși au început anul puși pe treabă, aleșii locali nu au reușit nici astăzi să ia o decizie privind majorarea prețului la apă și căldură, proiecte inițiate și susținute insistent chiar de edilul șef al municipiului, Grigore Crăciunescu. După câteva ore de dezbateri politicianiste, proiectele au fost amânate pentru săptămâna viitoare în ședința ordinară programată cel mai probabil miercuri, ele neavând avizele de legalitate din partea secretarului pe motiv că nu au fost prezentate toate actele necesare conform legii. Am așteptat să mă provocați de ce nu este bine. Deci noi discutăm de o lungă perioadă de timp că vor veni cu propunere în Consiliul Local pentru nou proiect de facturare începând cu miercuri. Data de 28 decembrie am făcut scris, deci nu vorbesc la telefon, numărul, și am spus, da, domnule primar, direcție economică, compartiment juridic, patrimoniu, procedați la pregătirea materialului pentru Consiliu. Le-ați primit așa, pentru că nu s-a lucrat. De asta nici nu are viză de legalitate. Cu asemenea proiect de hotărâri, eu nu pot să intru la instituția pe efectul meu de direcție. Asta e tot. Deci nu s-au lucrat.
Din discuții s-au desprins mai multe direcții principale. Prima și cea mai păguboasă este cea susținută de edilul șef, conform căreia prețul de facturare la căldură pentru populație ar urma să fie majorat cu aproape 60%, de la 170 la 265 de lei pe gigacalorie. Motivul invocat este că nu ar fi bani la bugetul local, deși în estimările făcute pentru anul în curs, unele cheltuieli, cum ar fi de exemplu cele pentru gospodărie comunală, au crescut de câteva ori. Directoarea economică susține că dacă prețul la căldură nu ar fi majorat, din bugetul primăriei ar trebui alocate aproape 250 de miliarde de lei vechi, ceea ce ar însemna un efort mult prea mare pentru municipalitate. Spun tare și respectat că doresc ca prețul la gigacalorie să nu crească, sau dacă crește să nu crească foarte mult. Am cerut nu o dată, de mai multe ori am cerut doamne directoare și consiliul de administrație să mai găsim resurse, eu știu, economii, la prețul din producții, la salarii, la alte posibilități, pentru ca să nu afectăm foarte mult populația pașcanului. Dar, repet, prețul gigacaloriei nu se face politic, se face economic, financiar, nu știu cum să vă spun eu. A doua direcție desprinsă din dezbatere ar fi ca prețul la căldură să rămână același cel puțin până în primăvara acestui an, iar costurile să fie suportate de la buget cu riscul suspendării unor investiții, soluție susținute de pedeliști. Menținerea prețului este o măsură necesară pentru sfârșit. Deci eu v-am dat câteva soluții, așa, numai puțin cât ne-am uitat pe cheltuielile care sunt mai mari. Dar dacă analizăm mai bine bugetul, mai găsim și alte posibilități. Și cred că ar trebui, dacă e cazul, să renunțăm și la unele investiții care nu sunt neapărat necesare. Să ai fost o plăcuță cu membratul acestor. Cea de-a treia direcție desprinsă din discuție a fost cea conform căreia prețul de facturare să rămână același, iar costurile să fie acoperite prin eficientizarea activității de la REA GCL, soluție susținută de consilierii PSD. Deci noi am făcut modernizare, domnule. Făcut modernizare, am mărit productivitatea acestor instalații, nu? Văd aici că aveți 20 de miliarde de lei pe cheltuieli cu forța de muncă, pe salarii. 20 de miliarde de lei. Deci nu e miliarde. Câți oameni? Câți oameni? Deci dacă facem un calcul, dăm, știu, 40% costurile cu transferul la bugetele de stat. Deci, ce personal? Eu vă rog să prezentați statul de funcție. Sistemul centralizat este un sistem bun, este un sistem modernizat, este un sistem care, de care pășcănenii beneficiază între cele 5 orașe din România care au fost modernizate odată cu Pașcani. Trebuie să-l păstrăm, tragem cu dinții ca acest sistem să-l dispară. Dar în același timp trebuie să mai facem două modernizări, mai sunt de făcut. Aici sunt studii de fezabilitate care tot le-am discutat din vremea când eram consilier în 87, în 2007, 2007, 2008, 2006, studii de fezabilitate pentru inelul de recirculare la apa caldă menajeră și egalizarea coloanelor, presiunile la coloane pe casa scării pentru mare parte din cetățeni sau branșași. Cert este că o majorare de preț nu ar putea fi suportată de pășcăneni conform precizărilor directoarei regiei la solicitarea expresă a consilierului Afloroaiei. O propunere la majorarea prețului la gigacalorii cu 64% preț de facturare la populație. Da? De la 169 la 265. 64%. În ce măsură populația, cei care au rămas branșați la sistem, își vor permite această majorare? Din material v-am explicat că este aproape imposibil acest lucru, pentru că din cei 4.800 aproape de clienți rămași la sistem, 2.360 au primit ajutoare. Ceilalți nu s-ar încadra în ajutoare, dar mai au o mașină veche sau un teren. Deci vorbim de o putere de acoperire a prețului foarte mic în acest moment al clienților noștri. Am înțeles.
Femeie din Pașcani a tras o sperietură soră cu moartea când în seara zilei de luni casa i s-a umplut de fum, iar pe coșul locuinței au început să iasă scântei. Văzând ce se întâmplă, Doina Poenaru, care locuiește în cartierul Fântânele, pe strada Dragoș Vodă, a alertat pompieri în jurul orei 18. Un echipaj a ajuns la fața locului, stângând focul din sobă, iar la final curățând și coșul de fum. Pompierii au spus femeii că fenomenul s-a produs din cauza coșului necurățat de ani de zile. Din fericire, nu s-au înregistrat nici victime, nici pagube materiale majore. În data de 16.01, ora 17.55, un echipaj al subunității a fost solicitat pe strada Dragoș Vodă pentru a interveni la un început de incendiu. Ce s-a întâmplat? Scântei provenite din interiorul coșului mai pregnante se manifestau la exteriorul acestuia, șeful GIS fiind pus în situația de a face un dispozitiv peste coama casei și a introduce câteva sticle de otet în coșul fumului pentru a inhiba scânteile care le ieșeau. Într-un final, situația a fost rezolvată. Călătorește cu avionul la preț redus. Bilete de avion cu orice companie către orice destinație. Rezervări prin biroul de turism Pașcani, hotel central, lângă recepție. Tâmplăria PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Sărbători fericite și produse de calitate. Asta oferă pășcănenilor grupul de firme Cosarom. Cel mai mare producător regional de carne și preparate din carne vine în întâmpinarea consumatorilor cu prețuri promoționale de sărbători. Produsele sunt sigure și sunt fabricate din carne refrigerată proaspătă. De Crăciun, pășcănenii pot avea pe masă o gamă variată de preparate de carne de porc și pasăre. De la gustoși și cârnăciori până la pastramă, mezelul și produsele specifice sezonului. An de an, Cosarom s-a evidențiat nu doar prin calitatea produselor, dar și prin ofertele speciale. Cosarom respectă principiul calității și siguranței alimentului pe tot parcursul procesului tehnologic. Pășcănenii sunt așteptați în magazinele Cosarom, unde, într-o atmosferă de familie, pot găsi și cumpăra cele mai bune și sigure produse existente pe piață. Cosarom urează tuturor cumpărătorilor sărbători fericite și la mulți ani! Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Pentru că îți pasă de mașina pe care o conduci, Autotrans.com te ajută să o îngrijești. Vino în magazinele complexului Autotrans.com ca să-ți alegi dintr-o gamă extrem de variată anvelopele de iarnă. Tot la Autotrans.com ai cea mai modernă vulcanizare, acum și pentru camioane, la prețuri promoționale. Iar dacă anvelopele sunt achiziționate din magazinele complexului Autotrans.com, ai montajul gratuit. În plus, la hotelul de anvelope Autotrans.com, lași anvelopele de vară la noi și pleci cu cele de iarnă. Noul complex Autotrans.com la ieșire din Pașcani spre Suceava pe partea stângă. Telefon 0232 710 602. Singurele euri folosite sunt în denumirea mărcii. Peneș Curcanul. Altfel ieșea Pâneș și stresam curcanul. Semipreparatele din curcanii noștri crescuți cu cereale sunt cu carne neaditivată și condimente naturale. Alege Peneș Curcanul. Altfel om curcănești. Peneș. Bine crescut în România.
Ofertă de sărbătoare la tâmplărie PVC de la Metropolis. Cinci camere de izolare la preț de 3. Metropolis vă urează sărbători fericite! Vino la magazinul pentru copii Ioana, noua locație din spatele poștei de aia. Te așteptăm în fiecare săptămână cu oferte speciale la articolele pentru cei mici. Jucării pe alese, hăinuțe și încălțăminte pentru toate vârstele, cosmetice pentru copii și Pampers la super prețuri. La etaj găsiți cărucioare, pătuțuri, articole, party, jucării de pluș. Ioana, supermarketul copiilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Chiulitul de la ore, nota mică la purtare sau corigențele dăunează grav burselor sociale pe care le primesc elevii. Atât de grav încât cam o treime dintre elevii din Pașcani vor rămâne fără 180 de lei banii de liceu plus 50 de lei bursa socială. Numărul estimat al celor care nu vor mai primi din semestrul 2 bani de la stat este de circa 400 la nivelul municipiului, din cei aproape 1200 de beneficiari de la școli, licee și grupuri școlare. Școala cu cei mai mulți elevi în această situație, numai puțin de 270, este grupul școlar Mihai Busioc din zona Vale. Elevii de liceu au posibilitatea să primească o bursă intitulată Bani de Liceu în cuantum de 1.800.000 lei vechi și cei care au o situație materială mai slabă pot primi bursa socială în cuantum de 500.000 lei vechi pe lună. În cazul în care elevul lipsește nemotivat mai mult, are mai mult de 20 de absențe nemotivate, sau în cazul în care a rămas corigent la două obiecte sau în cazul în care are media 8 la purtare, acel elev nu mai poate primi bursă. Nu mai poate primi bursă și nici ajutor social. În școala noastră, din numărul total de elevi de liceu, avem 136 care primesc burse și bani de liceu, care au primit, dar dintre aceștia, 11 au pierdut dreptul de a mai primi bursă socială și bani de liceu, dar tocmai datorită faptului că au avut în special absențe. Absențe, mai mult de 20 de absențe pe lună. Pentru această situație s-au făcut ședințe, au fost chemați părinții la școală, cunosc de la începutul anului care sunt condițiile. În momentul în care elevul are, să zicem, 10 absențe, deja părintele este informat. Dacă a depășit 20 de absențe, nu îi se taie dintr-o dată bursa, așteptăm să vedem, poate aduce o scutire medicală sau, deci elevul nu își pierde așa dintr-o dată dreptul, dar în cazul în care nu poate justifica 20 de absențe, atunci nu avem ce face, aplicăm legea. Pășcăneanca Monica Icostea conduce în topul profesorilor cu care județul Iași se mândrește acum la jumătatea campaniei inițiată de Cotidianul Adevărul. Cu o săptămână înaintea închiderii votului electronic pentru a desemna cel mai apreciat profesor, i-a acumulat marți, 17 ianuarie, la amiază, un procent de 15,23 dintre cei care și-au exprimat opțiunea pe pagina de internet a ediției de Iași a Adevărului. Pe locurile 2 și 3 s-au situat alți doi profesori, tot de limba română, ca și Monica Icostea de la școala Buhălnița și de la liceul Vasile Alexandrii din Iași, pentru ca a patra clasată să fie profesoara Daniela Oroșanu de la Colegiul Unirea cu 11,73% dintre voturile exprimate. Între cei mai fervenți susținători ai profesoarei Costea sunt firesc elevii Colegiului Sadoveanu din Pașcani, unde predă. Ei au doar cuvinte de apreciere pentru dirigintele sau profesoara lor. Doamna dirigintă este o persoană extraordinară din toate punctele de vedere, o persoană completă, cum ar defini-o unii colegi, pentru că reușește atât în timpul orelor cât și în timpul liber să se facă plăcută și să ne împărtășească din cunoștințele ei și din cunoașterea pe care o are și pe care a dobândit-o în timpul vieții. Și
Și cred că oricine și-ar dori să aibă alături o asemenea persoană, pentru că avem multe de învățat de la dânsa. Sursul de vedere este nu numai un profesor devotat, dar și o dirigintă care tot timpul s-a ocupat de noi și a știut să ne îndrume și să ne dea un sfat bun. Și totodată cred că se preocupă și de pregătirea noastră școlară. Cred că doamna dirigintă merită să fie nominalizată printre cei mai buni profesori din județ, pentru că e o persoană care ne inspiră pe noi ca oameni. Ne-a format de când eram copii și cred că ne ajută zi de zi prin ceea ce ne spune și prin ceea ce ne învață. Nu ne învață și nu ne-a format doar la nivel, nu știu, de școală, nu doar de educă, ci ne formează ca oameni. Ne învață să fim buni și să ne descurcăm în lumea asta care ne așteaptă. Și a dedicat toată energia ca să, nu știu, să ne creeze pe noi atât ca oameni educați profesional, cât și spiritual. Și Vasile Sorohan, director al Centrului de Excelență Pașcan, dar și profesor de chimie la Colegiul Negruții din Iași, este între cei nominalizați pentru titlul onorific, profesorul cu care Iașul se mândrește, el primind însă mai puține sufragii până la începutul acestei săptămâni. Pășcănenii își pot exprima în continuare opțiunea pentru profesorul preferat până pe 24 ianuarie la adresa www.adevărul.ro, locale Iași. Sâmbătă 14 ianuarie, începând cu orele 10:30, la Biblioteca Municipală Pașcane au fost lansate ultimele două cărți apărute sub semnătura publicistului pășcănean Vasile Avrămiuc. Este vorba despre două volume de epigrame, Lumea lui Băsevodă și Instituții și persoane disecate, epigrame apărute la o editură din Iași. În uzina de lângă gară lucrau peste 4.000 de oameni. Directorul general Costache Ursuleanu cunoștea după nume cel puțin o jumătate dintre ei. Multora le cunoștea atât velietățile profesionale, cât și metehnele și apucăturile. Directorul nu-și petrecea în birou mai mult de o oră pe zi, dar și aceea întotdeauna după orele de program. Se înființa instantaneu prin secții și ateliere și uneori se ducea direct la vreun lucrător. Băi tălălău, de ce te-ai dus la altă seară beat acasă și ai rupt un bătaie pe nevastă ta? Dar nu, domn director, nu. Ce nu, măi, bețivanului? Ascultă la mine, dacă o mai cotolojești odată, te bat eu de o să faci pe tine. La eveniment au participat câteva zeci de iubitori de cultură, volumele fiind prezentate de profesor Cristina Moroșanu și profesor Gheorghe Bălăiasa, dar și de Vasile Avădănii și Mihai Moisi. Activitatea de sâmbătă s-a încheiat cu un moment omagial dedicat celui considerat ultimul mare poet romantic european, Mihai Eminescu, moment muzical susținut de profesor Maria Iacob de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu, în acompaniamentul vocal al celor prezenți în sală. În această noapte vremea va fi rece, astfel încât temperaturile minime vor fi cuprinse în general între minus 15 și minus 5 grade. Cerul va avea anorări temporare în regiunile din nord, centru și vest și va fi variabil spre parțial noros în rest. Va ninge slab pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și la munte și izolat în Moldova. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, unde trecător va spulbera zăpada. Miercuri vremea se va menține rece, cerul va fi variabil în sud și cu anorări temporare în restul teritoriului. Vor fi ninzori slabe pe parcursul zilei, izolat în zona de munte, centrul și estul țării, iar seara și noaptea locală în vest și pe arii restrânse în centru și la munte. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 6 și 4 grade, iar cele minime între minus 12 și minus 2 grade. În zonele joase vor fi condiții de ceață, mai ales spre sfârșitul intervalului. Presiunea atmosferică nu va avea variații semnificative.